Într-un meci contând pentru sferturile de finale ale Cupei României la futsal, Auto Bergamo Deva, liderul ligii 1, a depășit fără probleme, chiar dacă a jucat în deplasare la Arad, divizionara secundă Șoimiș și Mand. Cei de la Auto Bergamo s-au impus cu 18-4, meciul fiind un util test cu public pentru meciurile următoare din campionat. Nici cupa nu este neglijată de către Deveni, câștigarea competiției fiind un obiectiv al celor de la Auto Bergamo, dar Dorin Popa, președintele clubului, nu își vede echipa ca principală favorită la cucerirea trofeului. Nu e persoana una concludentă acest meci, această victorie. A fost un meci la discreția noastră, în prima repriză mai echilibrată, dar a fost un bun antrenament în care s-au rulat toți jucătorii. Vedem ce va urma. Ne-am meci acum de duminică pe teren propriu, un campionat cu Buzău și peste foarte mult timp va fi Final Four Cupei României, în care acolo va fi un trofeu, un joc. Noi ne propunem să câștigăm cupa, dar eu zic că nu suntem favoriți la momentul cum arătăm în momentul de față. Auto Bergamo Deva este cea de-a doua echipă din Deva calificată în Final Four-ul Cupei României la futsal, după ce concitadina ACS Vest, lider în seria Vest a Ligii Secunde, a reușit acest lucru fiind o premieră națională când două echipe din același oraș ajung în turneul final. Celelalte două participante în Final Four vor fi, după toate probabilitățile, alte două echipe din prima ligă, adică United Galați și FK Odorheiu Secuiesc, care se vor înfrunta în sferturi cu echipe mai slab cotate, respectiv Sportul Ciorăști din primul eșalon și Fortius Buzău din eșalonul secund.